Zi și noapte imaginează și creează modele de cusături. Aceasta este noua pasiune a reginenței Viorica Hărșan. Este deja cunoscută în zona noastră pentru modelele de lumânări colorate sculptate pe care le expune la târguri, dar în ultimele luni și-a diversificat activitatea prin cusături și accesorii din mărgele. Magia lor a cuprins-o cu ocazia expozițiilor meșterilor populari la care a participat. Prima dată când uh, am ieșit așa la un uh, târg de meșteri, să spun, pentru că acolo lumea vede multe, am văzut lucruri care mi-au plăcut și m-am gândit că poate și eu, din uh, tot ce știu și tot ce am văzut pe la bunici, ar face plăcere și altora. Și am început cu câteva uh, mărgele, care erau și țesute și altele doar cu sute. Apoi am început să fac i. Viorica Hărșan nu a renunțat la lumânările sculptate. Din potrivă, se străduiește să facă față valului mare de comenzi pe care le are pentru botez sau cununie. Acum se pregătește intens cu lumânări specifice sărbătorilor de iarnă. Am făcut brăduții aceia care voi păi, vedeți, fac lumânări care sunt specifice pentru perioada aceasta, deci pentru sărbătorile de iarnă. Ele sunt mai deosebite. Deci, nu sunt ca lumânările acelea care le iei din magazin, le pui două, 3 dantele, ba mai pui și un șervețel pe care îl lipești acolo, nu se poate compara. Lucrul manual nu este singura preocupare a Vioricăi Hărșan, însă este activitatea care îi bucură sufletul, care îi dă mari satisfacții. Astfel își poate da frâul liber talentului, spiritului creativ și cunoștințelor acumulate de-a lungul vieții. Speră ca să poată împărtăși din această bucurie și altora, tinerilor care pot învăța să dea o altă utilitate, unor obiecte care par să nu mai fie de folos. M-am gândit că ar fi foarte bine ca luând legătura cu domnii de la Casa de Cultura Tineretului să formeze o echipă de tineri dornici să învețe, să aprecieze, lucruri de mână să și descopere talentul, pentru că nu numai în i, de exemplu, sau uh, în mărgele, sunt multe lucruri care îi poți învăța să le facă din uh, chiar din uh, obiecte pe care le poate recicla. Dar mai multe despre ideile creative ale artizanei Viorica Hărșan și dorința sa de a aduce mai departe o îndelednicire specific românească, aflați la Dareghin TV, duminică de la ora 21, în emisiunea Regin Exclusiv.